acum este rece în jumătatea de est a țării, pentru că în cea de vest sunt temperaturi deja ridicate pentru această oră, mai ales în zona Banatului. La Reșița acum și Oravița se înregistrează 16 grade Celsius, iar cel mai rece este la Miercurea Ciuc, unde sunt minus 3 grade în termometre. În vestul, în nordul și în centrul țării, cerul prezintă înorări, iar pe suprafețe mici plouă slab. Temperaturile de astăzi vor urca destul de mult, vorbim în continuare de maxime cu mult peste cele potrivite pentru această dată. Meteorologii anunță că acestea vor fi mai ridicate cu până la 9, chiar 13 grade față de normalul perioadei. Cel mai cald astăzi va fi în zona Munteniei, acolo unde vor fi temperaturi de 24, chiar 25 de grade posibil să se atingă la amiază, iar cel mai răcoare comparativ cu restul țării va fi în estul Transilvaniei, unde vor fi temperaturi de 13-14 grade. Mâine, temperaturile din vestul și nord-vestul țării vor marca o scădere semnificativă față de astăzi. Dacă astăzi vor fi temperaturi de 18-19 grade în zona Banatului, mâine aici temperaturile nu vor trece de 10 grade, iar în regiunile sudice din nou se vor atinge temperaturi de 19-20 de grade. Joi și vineri temperaturile se vor situa în general între 5-6 grade prin estul Transilvaniei și maxime de până la 16-18 grade în regiunile sudice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor apărea astăzi, în orele după amiezii mai exact, în interiorul arcului carpatic, vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice și de intensificări ale vântului. Atât despre vreme, revin pe finalul jurnalului cu toate informațiile actualizate.